Bună ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache, medic diabetolog și astăzi vă răspund la întrebarea: sarea cu iod este bună? Vă aștept solicitările pentru consultație în clinica virtuală și plan nutrițional personalizat pe care îl realizez numai în clinica virtuală la adresa de mail afișată pe ecran. Iodul este un mineral necesar pentru sinteza hormonilor tiroidieni. Lipsa de iod de la vârste fragede poate duce la mari probleme de dezvoltare neurologică și nu numai. În ultimii 20 de ani s-au depus eforturi uriașe de combatere a deficienței de iod prin introducerea în alimentație a sării iodate. Principala funcție a iodului este producția de hormoni tiroidieni. Însă, în ultimii ani, acest mineral a fost investigat și pentru alte posibile funcții în organism. S-a observat că lipsa de iod crește riscul de dislipidemie și boală coronariană. De asemenea, s-a observat că lipsa de iod duce la creșterea insulinorezistenței și, în consecință, la apariția unui dezechilibru glicemic important în cazul în care suferiți de diabet zahăr tip 2. Tot lipsa de iod crește și riscul de a dezvolta diabet zahăr tip 2. Pe scurt, vă recomand să utilizați în alimentație sarea cu iod cu moderație, iar dacă aveți probleme cu glanda tiroidă, este bine să cereți sfatul medicului endocrinolog înainte de a consuma sare iodată. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să dați like tutorialului și să vă abonați la canalul meu. Sunt doctor Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.